Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Între da și nu la Eco FM. Începem interviul nostru și pentru că este zi de joi, tradițional ne adunăm în acest studio pentru a realiza un interviu la tema parteneriatelor publice-private. În studioul Eco FM îi avem pe Nina Cireteu, primarul orașului Drochia. Prin legătură telefonică îl avem pe domnul Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț și, tradițional, expertul din partea IDEP Moldova, Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor, Iurie Calestru, directorul institutului. Sunt invitații dimineții. Vă spun bună dimineața și bine ați venit la Eco FM. Bună dimineața, bine v-am găsit. Domnule primar, vreau, vă rog, domnule primar Dragoș Chitic, vreau să-mi confirmați prezența și dumneavoastră, să știm sigur că ne auziți. Bună dimineața, Moldova, bună dimineața, Radio Eco FM și ascultătorilor postului dumneavoastră de radio. Deci, parteneriatele publice-private, la prima vedere sau audiție, sunt la prima vedere sau audiție sunt ceva din domeniul fantasticului și anume pentru a combate aceste mituri, pentru a combate aceste stereotipuri, dar și pentru a găsi soluții. Ne adunăm aici în studioul Eco FM și pentru început, domnule Dragoș Chitic, primar al municipiului Piatra Neamț, vreau să vă împărtășiți cu exemplele de parteneriat public-privat pe care derulează în aceste clipe, în această perioadă în municipiul dumneavoastră. Da, trebuie să spunem foarte clar că parteneriatul public-privat într-adevăr este o soluție pentru dezvoltarea unei societăți. Din păcate, în România, legislația în acest moment nu stimulează acest gen de acțiune, dar e o promisiune a actualilor guvernanți că vor interveni chiar destul de rapid pe modificarea legislativă. Totuși, asta nu înseamnă că stăm și așteptăm, nu facem nimic. Municipiul Piatra Neamț este un oraș și administrația de aici este deschisă pentru parteneria public-privat în limita legislației care este la acest moment. Ceea ce vreau să vă spun foarte clar este că eu plec de la ideea că o societate se poate dezvolta dacă mediul privat este dezvoltat. Nu este altă soluție de dezvoltare a unei societăți și sunt convins că această regulă este valabilă atât pentru România cât și pentru Republica Moldova. Și din acest motiv, eu în calitate de primar de municipiu, reședință de județ, atunci când particip la întâlnirile pe care le am în cadrul Asociației Municipiilor din România, ridic și dezbat această problemă și se pare că s-a ajuns în punctul în care guvernanții au înțeles că trebuie o legislație adaptată stimulării acestor tip de parteneriat. Concret, ce reușim să facem la Piatra Neamț, eu obișnuiesc ca la începutul fiecărui an, atunci când se creionează bugetul pentru anul în curs, să fac întâlniri pe care eu le-am numit chiar consultări cu diverse categorii socioprofesionale, iar una dintre ele este întâlnirea cu mediul de afaceri local. Mediul de afaceri trebuie să găsească deschidere la administrația publică locală și trebuie să simtă sprijin din partea autorităților locale. Trebuie să simtă confortabil în localitatea în care activează. Tot prin intermediul administrației publice locale, mediul de afaceri poate să transmită problemele cu care se confruntă și care depind de alți decidenți, adică de decidenții de la nivel central, în ce privește legislația, pentru că practic o autoritate publică locală nu poate interveni în zona legislativă decât în zona care are competențe prin hotărâri de consiliu local, dar legislația de bază pentru funcționarea mediului privat aparține nivelului central. Avem în studio, avem și pe doamna primar, doamna Nina Cireteu, primarul orașului Drochia. Vă rog frumos să ne povestiți și dumneavoastră despre experiența în ceea ce ține de parteneriatele publice-private în orașul pe care îl conduceți.
Într-adevăr, domnul primar al municipiului Piatra Neamț are dreptate atunci când spune că fără parteneriate publice, private, nu avem dezvoltare a localităților, o dezvoltare reală. Dar, din păcate, și la noi este aceeași situație că și din punct de vedere legal nu avem o bază care ar favoriza, nu că ar favoriza, ar stimula, ar încuraja aceste parteneriate publice-private. La moment, pentru a înregistra un parteneriat public-privat, în primul rând, ca timp ar dura, durează aproximativ un an. Al doilea rând, ca birocrație, ca este o procedură foarte anevoioasă. Poate că și momentele că au fost parteneriate și sunt parteneriate publice-private, nu chiar de succes, care au îngreunat anumite situații sau au complicat unele, bine, cunoaștem că sunt unele nu prea bune, dar ar trebui totuși de preluat o experiență bună din țările dezvoltate și să o aplicăm și la noi în țară, pentru că noi proiecte, chiar dacă le atragem, le atragem, dar noi până la urmă ele nu au finalitatea pe care ne-o dorim. De asta, la moment, despre, dacă e să mă refer la localitatea pe care o reprezint, orașul Drochia, parteneriate publice-private, noi practic nu, dar nu le avem, pentru că, da, am zis, legislația în primul rând nu ne susține, iarăși, noi nu putem interveni doar prin Congresul Autorităților Locale, noi putem să sugerăm și să solicităm ca să fie intervenit prin Parlament și Guvern în domeniul legislativ pentru a introduce modificări, pentru a introduce corectări în legislație, dar până la urmă este domeniul lor de competență ca să intervină și să soluționeze problemele existente. Ei sunt cei, de fapt, factorii decisivi care trebuie să conștientizeze faptul că fără parteneriate publice, private, reale și durabile, noi nu avem chiar și aceeași infrastructură pe care o creăm, noi nu avem pentru cine. Dacă nu vom avea locuri de muncă, nu vom crea aceste parteneriate publice, private, durabile și reale, noi până la urmă toate proiectele care le aducem o să fie în vânt, pentru că nu o să avem pentru cine. Domnule primar de Piatra Neamț, am analizat pe site-ul dumneavoastră, am analizat acel program de guvernare pentru anul 2018, am văzut că aveți incluse și crearea de locuri de agrement, în același timp aveți și pentru copii la acele piste de biciclete și locuri de răcorit, să-i spunem așa, acele arcade cu pulverizare cu pulverizare în zilele călduroase. Vreau să vă întreb cum reușiți să implicați sau să colaborați cu agenții economici, cu mediul de afaceri din municipiul Piatra Neamț, astfel încât să-i interesați să investească în aceste afaceri. Mă bucur că a prezentat interes. Eu obișnuiesc ca la începutul fiecărui an să prezint un program de guvernare locală, l-am numit eu, pentru municipiul Piatra Neamț, care ține cont de nevoile și realității comunității pe care eu o conduc și totodată în strânsă corelație cu bugetul disponibil. Avantajul României a fi că este membra Uniunii Europene și atunci este și un program european, principal programul operațional regional 2014-2020. Sper eu dintr-un sufletul și Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene și cel puțin până atunci să capete fonduri pentru dezvoltare. Și acel program de guvernare locală la care vă refereați cuprinde investiții, o parte dintre ele realizate dintr-un buget local, dar un buget local destul de limitat ca și valoarea resurselor financiare, dar în principal ne axăm pentru investițiile majore pe atragerea de fonduri europene. Evident că atunci când sistemul public realizează investiții, este un avantaj și pentru mediul privat, pentru că practic aceste investiții, în urma licitațiilor, se realizează prin firmele private și înseamnă atât o dezvoltare pentru comunitate, dar înseamnă și o dezvoltare pentru firmele care vor fi implicate în realizarea acelor proiecte. Pe lângă investițiile din sistemul public care ajută mediul privat, sunt și colaborări punctuale. Avem solicitări din partea mediului privat pentru a se implica în programe
utile pentru comunitate, în sensul că își doresc amenajarea anumitor zone, își doresc să investească în anumite zone din oraș, își doresc să implice în aceste proiecte inclusiv societatea civilă. Important este ca noi, administrațiile publice locale, să fim deschise pentru astfel de propuneri și să le sprijinim, evident, în cadrul legal pe care îl avem, și mă bucur să văd că în Piatra Neamț mediul de afaceri este interesat de comunitate, este interesat ca orașul să arate bine, ca cetățenii de aici să se simtă confortabil și totodată să fie o armonie între toți cei care locuim în acest oraș. Vă rog să-mi permiteți să-i salut și eu pe invitații emisiunii dumneavoastră, doamna primar din orașul Drochia și pe domnul Iurie Calestru, și vă stau la dispoziție în continuare cu răspunsuri. Doamnă primar, vă rog frumos, dacă e posibil, să ne povestiți și dumneavoastră despre cât de des vin antreprenorii sau mediul de afaceri apelează pentru a iniția un proiect de parteneriat public-privat în orașul pe care îl conduceți dumneavoastră. Despre ce am spus anterior, că parteneriatele publice-private, din păcate, la noi încă nu au acea rezonanță pe care ar trebui să o aibă. Adică chiar și mediul de afaceri, mai ales prin localitățile noastre, ei încă nu cunosc aceste posibilități sau sunt mai puțin răspândite aceste parteneriate publice și aceste posibilități. Plus că la noi mai este un factor negativ, să-i spunem așa, au fost propuneri de parteneriate publice-private la care Consiliul Local pur și simplu au refuzat. Deci atunci când nu este o susținere politică în administrația publică locală, de exemplu, atunci când Consiliul este de o culoare iar primarul de alta, atunci pur și simplu se refuză orice propunere de un parteneriat public-privat sau orice propunere de a dezvolta localitatea, doar pe motivul ca să nu își câștige primarul careva dividende din considerent politic. Sau din considerent, cu toate că nu se conștientizează că până la urmă suferă localitatea, până la urmă suferă locuitorii, că tot ce se face, tot ce se atrage, se atrage doar pentru binele locuitorilor și pentru a schimba atât infrastructura, cât și modul de viață, nivelul de viață al locuitorilor din localitatea dată, în speță din orașul Drochia. Dar dacă e să vorbim o întrebare pentru toți participanții la această emisiune, cum reușim să convingem societatea civilă, cum reușim să convingem cetățenii dintr-o localitate să se implice, să participe la acele consultări publice? Pentru că transparența, de fapt, este cheia succesului în orice tip de parteneriat. Fie că este vorba despre parteneriat public-privat, fie că este vorba despre un câștig transparent, dacă se face, atunci... Deci, cum reușiți să aduceți oamenii să participe și ei la aceste discuții, să evităm într-un fel sau altul politicul din discuțiile ceea ce ține de viața unei societăți? Doamnă primar? Noi de fiecare dată noi practicăm în orașul Drochia implicarea agenților economici, invitarea agenților economici la consultări, la dezbateri publice, atunci când, începând cu principalul element, cu bugetul local, atunci când suntem în proces de elaborare, de aprobarea bugetului, noi organizăm consultări publice unde sunt invitați agenții economici, adică toate clasele din localitate, diferite structuri, ele sunt invitate, persoanele interesate care ar putea contribui și pentru care prezintă interes bugetul local. Pe urmă, orice proiect sau idee de proiect, de infrastructură, sau la fel, sunt implicați agenții economici pentru că ei sunt cei care nemijlocit contribuie la formarea bugetului în administrația, în oraș, și părerea lor contează pentru ca să fie până la urmă proiectul să aibă finalitate dorită. În acest mod și agenții economici, dar și locuitorii orașului simt că părerea lor contează și că pe ei îi interesează, adică pe administrație publică, pentru administrația publică locală contează părerea lor și că ei sunt un factor cheie în dezvoltarea administrației publice locale. Ne străduim să implicăm cât mai des, cu toate că încă sunt probleme, pentru că probleme la capitolul conștientizare.
pentru că foarte mulți încă sunt în, se fierb în oala lor și nu prea vor să se implice în administrația, întrebările locale ale administrației publice. Aceeași întrebare o adresez și domnului primar al municipiului Piatra Neamț, Dragoș Victor Chitic. Vă rog frumos să ne spuneți cum reușiți să implicați populația în dezbateri și în consultări publice atunci când este vorba despre inițierea unor proiecte de parteneriate publice-private. Da, populația trebuie stimulată să facă acest lucru și vă spun că vine astfel de proiecte atunci când simte o deschidere și o transparență din partea administrației publice locale. Ce aș vrea să mai completez la zona asta de relaționare între public și privat este faptul că la Piatra Neamț și se întâmplă în multe orașe din România, am decis ca anumite zone publice să fie administrate privat. Plecând de la considerentul că un privat are mai multă experiență decât sistemul public și totodată are un interes mai mare în administrarea eficientă a anumitor zone, în sensul că trebuie să-și realizeze un profit și la urmă urmei și crește imaginea firmei. Și am să vă dau câteva exemple concrete. De exemplu, Piața Centrală, un obiectiv public din Piatra Neamț, este administrată privat în urma unei licitații publice. Totodată, parcările, și sunt două tipuri de parcări, parcările publice cu plată orară, sunt în urma unei licitații administrate privat, în baza unui contract pe 6 ani, colectarea și depozitarea gunoiului la fel se realizează în sistem privat în urma unei licitații publice, parcările de reședință din oraș și intenționăm noi, poate chiar în acest an, să administrăm privat inclusiv o zonă turistică importantă de aici din orașul nostru. Este vorba de zona turistică de pe Muntele Cozla, în care se poate face agrement, în care se pot face diverse activități sportive și recreative și totodată este și o pârtie de schi care funcționează iarna. În ce privește comunitatea, repet, dacă simt în administrația publică un partener de încredere, atunci se implică și este rolul administrației publice să invite la consultări, să invite la dezbateri publice și totodată să-i stimuleze atunci când se implică în viața comunității. Avem diverse acțiuni pe care le facem în anumite perioade ale anului, chiar de curând am încheiat o acțiune care este, cred, la 8-a ediție, intitulată Piatra Curată, în care implicăm atât asociațiile de proprietari, cât și societatea civilă, chiar și firmele private, să ecologizeze, să întrețină anumite zone publice din Piatra Neamț, oferindu-le material săditor, oferindu-le sprijin pentru realizarea acestui lucru și chiar premii pentru cei care se implică mai mult. Eu cred că poate funcționa pentru că o administrație publică trebuie să fie apropiată de cetățeni, trebuie să implice cetățenii în viața comunității și trebuie să-i consulte pentru a nu ajunge într-o zonă de ruptură între primărie și societate, în sensul că problemele reale se află doar fiind într-un contact foarte strâns și direct cu cetățenii. Domnule Călestru, vreau să adăugați, dacă mai aveți ce adăuga la acest subiect. În primul rând, bună dimineața, domnul primar, domnul Dragoș Chitic. Vă mulțumim pe această cale pentru acceptul de a participa în cadrul acestui interviu. Vă mulțumim, doamna Nina Cerenteu, pentru acceptul de a participa. Noi suntem pe cealaltă parte, deci venim în calitate de consultanți, în calitate de societate civilă, în calitate de cei ce promovează subiectul parteneriatelor publice-private, o temă de fiecare dată repetăm, din păcate, gri practica economiei din ambele țări, cu toate că această temă capătă o amploare destul de importantă în țările dezvoltate și nu doar, pentru că fără dezvoltarea unor parteneriate publice-private viabile, precum și spunea și doamna Nina, deci este greu de imaginat dezvoltarea ludică, adică adevărată, în sensul bun al acestui cuvânt, la nivel local, chiar și regional. Pentru că dacă nu ai pentru cine face, nu știu dacă o faci. Deci privații, atunci când se implică în eradicarea unei infrastructuri pe criteriu, precum a menționat domnul Viceslav, transparenței,
și beneficiului transparent a tuturor părților implicate poate asigura o durabilitate a economiei și inclusiv parțial soluționarea sau, nu știu, oferirea unor perspective pentru un nivel de migrație extrem de sporit cu care se lovesc țările noastre. Pentru că, haideți să spunem lucrurilor pe nume, inclusiv și migrația, se datorează în mare parte lipsei de infrastructuri. Pentru că majoritatea dintre cei ce au posibilitatea să meargă în Occident, se bucură fantastic de infrastructura care o văd acolo. Și ea este constituită, construită, implementată, administrată în parteneriat cu cei privați. Și când ajungem înapoi, nu de fiecare dată ne bucurăm, sau nu am vrea să criticăm, doar să constatăm că avem ce avem. Sau nu avem ce nu avem, pentru că nu dezvoltăm ceea ce am putea să dezvoltăm. Și aici vorbim de faptul că și lipsa infrastructurii se datorează în mare parte lipsei de efort conjugat a tuturor factorilor de decizie, inclusiv în acest considerent. Pentru că noi de fiecare dată când vedem proiectele care vin la noi spre expertiză, spre solicitări pentru a fi discutate, dezbătute, întrebăm care este impactul. Pentru că asta este cel mai important în cadrul oricărui proiect. Cum impactează asupra societății, asupra economiei, asupra demografiei, asupra infrastructurii, deci anume acest proiect. Deci de multe ori ne ciocnim de situația că este nevoie și de casă de cultură, este nevoie și de un parc, este nevoie și de iluminare stradală, și de autostradă, și de multe, multe, multe alte lucruri, dar la final de zi, săptămână, lună, vine factura care trebuie achitată. Și în ultima instanță este achitată și de noi, de către cetățeni. Și dacă noi ne-o putem permite, avem nevoie. Dacă nu, atunci trebuie să avem grijă ce le lăsăm nepoților. Pentru că a face un edificiu sau a constitui infrastructură care va fi un, nu știu, un o povară pentru generațiile de viitor din punct de vedere de întreținere, este complicat. Este complicat. Pentru că EcoFM este un post de radio cu profil ecologic și ecologia este de fapt ceea ce ne punem drept principal deziderat. Vreau să vă întreb pe ambii primari, cât de fiabile și cât de bine ar fi puse la punct proiecte de parteneriat public-privat în ceea ce ține de, exemplu, gestionarea deșeurilor sau aprovizionarea cu apă potabilă, dar și gestionarea apelor reziduale și cât de bine ar fi să implicăm parteneriatele publice-private sau să implicăm agenții economici în gestionarea acestor. Sau totuși aceste domenii ar trebui să fie la, să spunem, în administrarea administrațiilor publice locale fără implicarea privatului. Doamna Certeu? Chiar dacă am riscul de a mă repeta, noi avem experiențe negative în domeniul parteneriatelor publice-private, anume ce ține de gestionarea deșeurilor. Ne putem referi acum la municipiul Bălți, care la fel este un parteneriat public-privat ce ține de gestionarea deșeurilor. Cu toții cunoaștem în ce criză s-a pomenit acum municipiul Bălți la gestionarea deșeurilor. Și iarăși o să repet ce am spus anterior, că legislația nu reglementează clar parteneriatul public-privat, riscurile și poate chiar o garanție a administrației publice locale sau unele pârghii, cum ar putea administrația publică locală în cazul în care să reacționeze, în cazul în care parteneriatul public-privat nu merge așa cum ar trebui să meargă. Evident că ar fi bine, ar fi perfect poate chiar un parteneriat public-privat corect în domeniul gestionării deșeurilor și aceleiași aprovizionări cu apă și în domeniul sanitației, adică deoarece noi cu toții cunoaștem realitățile noastre de astăzi, că bugetele noastre, în condițiile bugetelor noastre austere,
întreprinderile municipale pe care noi în prezent le gestionăm, adică care sunt în subordinea administrațiilor publice locale, ele supraviețuiesc cu greu. De asta și s-a mers în ultima perioadă și pe modificarea legislației în domeniul administrațiilor publice, în domeniul întreprinderilor municipale, pentru ca să se creeze societăți comerciale, adică în loc de întreprinderi municipale să fie SRL-uri, societăți pe acțiuni și altele, pentru că aceste întreprinderi municipale, ele nu mai pot rezista. Și iarăși aici este factorul politic, adică Consiliul, care nu întotdeauna reacționează cum ar trebui după realitățile și după necesitățile oamenilor. Ne întoarcem de aici, ca să concluzionăm, ne întoarcem la ceea că, iarăși, legislația și la nivel central ar trebui să se intervină și să se reacționeze prompt și fără a acționa pe politic, dar pe necesitățile oamenilor și a cetățenilor. Domnule primar Dragoș Victor Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, aceeași întrebare vă adresez dumneavoastră. Ar fi sau este bine atunci când proiectele de gestionare a deșeurilor sau aprovizionare cu apă și canalizare să fie dezvoltate, să fie efectuate de agenții economici în sub formă de parteneriate publice-private? Da, să știți că eu am constatat că de multe ori o firmă privată gestionează mai bine un anumit domeniu și sunt de părere că trebuie încurajate firmele private să activeze în domenii care reprezintă de fapt servicii publice, pentru că trebuie să lăsăm specialiștii să se ocupe de aceste lucruri și niciodată nu trebuie să considerăm că noi, primăriile, ne pricepem la toate. E adevărat și ce spune doamna primar, e o problemă care este întâlnită și, și în România. Uneori politicul influențează negativ unele aspecte, lucru care ar trebui să dispară din practica curentă și sper eu că se va întâmpla acest lucru în România și chiar aici la Piatra Neamț au fost situații de acest gen, dar am reușit să le depășim prin discuții, prin dialog și am reușit să convingem opozanții politici, să spunem că la urma urmei ei sunt aleși de cetățeni ca să-i reprezinte și ca să voteze proiecte care să dezvolte comunitatea. La Piatra Neamț sunt foarte multe situații în care zona privată administrează anumite domenii. Spuneam eu că am spus la licitație gestionarea problemei gunoiului, în sensul că o firmă privată colectează, selectează, reciclează și chiar se ocupă de groapa de gunoi. Sunt și societăți ale Consiliului Local, care practic sunt societăți comerciale, dar au un regim de sistem privat, pentru că funcționează în baza legii societăților comerciale, chiar dacă la multe dintre ele municipiul Piatra Neamț este acționarul majoritar, totuși funcționează într-un regim de societate comercială, pentru că acei oameni își angajează specialiști care să se ocupe de diverse probleme. În concluzie, eu cred că mediul privat trebuie implicat foarte mult, pentru că sunt firme care se pricep foarte bine să facă anumite activități și atunci trebuie încurajate să se implice în comunitate, pentru că, la urma urmei, ceea ce ne dorim este să oferim cetățenilor servicii publice de calitate și la prețuri corecte. Reamintim ascultătorilor, îi avem în studio pe Nina Cireteu, primarul orașului Drochia. Prin legătură telefonică îl avem pe domnul Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț. La fel avem și pe Iurie Calestru, directorul IDEP Moldova. Ei sunt invitații dimineții, discutăm despre parteneriate publice-private și vreau să vă întreb, domnule primar, dacă în cazul atunci când se creează un mediu de afaceri favorabil sau atunci când se creează un mediu în general favorabil, există fenomenul de migrație inversă în municipiul pe care îl conduceți, dacă se întorc oamenii acasă atunci când, de exemplu, s-a creat un proiect de parteneriat public-privat și s-au creat acele locuri de muncă? Dar nu știu exact cum este astăzi în Republica Moldova, dar sunt convins că dacă nu se întâmplă acum, se va întâmpla într-un viitor apropiat și vă spun că dacă în urmă cu câțiva ani era
o problemă în ce privește locurile de muncă, adică era o criză a locurilor de muncă. Iată că astăzi suntem în situația în care am ajuns să avem o criză de oameni calificați care se ocupe locurile de muncă care sunt disponibile. Este un fenomen care a avut o direcție de deplasare de la vest la est. În general se întâmplă așa cum a venit și criza economică din 2008-2009. Și iată că dacă anul trecut discutam cu primari din vestul României, orașe importante cum sunt Arad, Oradea sau Cluj-Napoca, și îmi spuneau că se confruntă cu această problemă, această problemă a ajuns astăzi și aici în Moldova, din dreapta Prutului, să zicem, inclusiv în orașul Piatra Neamț, și bănuiesc eu că va ajunge și în Moldova din stânga Prutului. Astăzi, în Piatra Neamț, nu este o problemă să-ți găsești un loc de muncă, mai ales dacă ai o calificare și dacă ești un om foarte serios. S-a ajuns în situația în care firmele private au nevoie de specialiști și nu-i găsesc pe piața muncii, și din acest motiv se întâmplă un fenomen care mă bucură, și anume faptul că parte dintre românii care sunt plecați la muncă în străinătate se întorc acasă. Aud aproape zilnic informații de acest gen din discuțiile cu firme private. Îmi spun că am angajat români care s-au întors la muncă, s-au întors de la muncă din Italia, ceea ce este un fenomen îmbucurător. Sper să se întâmple și în Republica Moldova. Cum să zic, e un fenomen natural și aici poate că și societatea a greșit la un anumit moment, în sensul că nu și-a adaptat sistemul de educație la realitățile pieței muncii, în sensul că învățământul trebuie să meargă în acea zonă în care să creeze oameni calificați pe posturile pe care sunt cerute de piața muncii și nu neapărat absolvenți cu diplomă de licee teoretice care de fapt nu se pricep să practice o meserie care este nevoie în societate. Eu sunt convins că această problemă se va putea rezolva atât în România cât și în Republica Moldova. Sunt foarte multe persoane plecate la muncă în străinătate și mai știu foarte bine că acești oameni își doresc să se facă România, pentru că este evident că nicăieri nu este mai bine decât acasă. Și o vor face atunci când România și Republica Moldova vor asigura locuri de muncă bine plătite, aproape de nivelul de salarizare din țările din vestul Europei, unde acești oameni acum lucrează. Dar cum reușesc administrațiile pe care le conduceți, cum reușesc să stimuleze tinerii în ceea ce să devină antreprenori? Încearcă să... Cum reușiți să îi faceți pe oameni să dorească să devină antreprenori și să inițieze aceste proiecte de parteneriat public-privat? La Piatra Neamț e un exemplu foarte concret și este o colaborare foarte bună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și Camera de Comerț și Industrie Neamț, cea care este exponentul mediului de afaceri. Am reușit și iată că săptămâna viitoare se împlinește chiar un an de când am deschis un centru care este intitulat Rubik Hub, într-o clădire care stătea de vreo 3 ani nefolosită și în care au acces cei care doresc să-și deschidă o afacere sau care au o afacere și vor să o dezvolte. La fel, apelăm la specialiști. Repet, o idee care ar trebui să fie esențială pentru orice administrație publică, locală sau centrală: nu ne pricepem la toate. Haideți să apelăm la specialiști, pentru că ei sunt cei care pot găsi soluția cea mai corectă de rezolvarea unei probleme. Și atunci, așa cum spuneam, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, cea care gestionează absorpția de fonduri europene, și prin specialiști din domeniul antreprenorial, tinerii au acces gratuit în acea clădire la diverse întâlniri, la diverse cursuri de formare, prin care li se explică ce înseamnă să fie antreprenor, care sunt avantajele în a fi antreprenor, cum este legislația în domeniu, și sper eu ca această colaborare să dea roade. Totodată, prin colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, care, așa cum spuneam, este exponentul mediului de afaceri, suntem într-un contact direct și organizăm diverse evenimente care să încurajeze, care să stimuleze mediul de afaceri local, și simt eu aici în Piatra Neamț că din ce în ce mai mulți tineri
ar dori să se inicieze o afacere și sper eu să o și facă în perioada următoare. Doamnă primar, vreau să vă referiți și dumneavoastră la această întrebare. Există mecanisme care ar stimula tinerii să inițieze o afacere, ulterior să devină inițiatorii unor proiecte de parteneriat public-privat în orașul dumneavoastră? Noi la capitolul respectiv nu ne prea putem lăuda la fel ca domnul primar de Piatra Neamț. Avem încă mult de lucru în domeniul respectiv, deoarece iarăși mă întorc și posibilitățile noastre spre deosebire de România sunt comparativ foarte mici. Dacă e să începem și cu același buget și cu posibilitățile, chiar și cu salarizarea în domeniul administrației publice locale, pentru că o să dau un mic exemplu. Astăzi, practic, fiecare al treilea student îl avem la drept sau la economie, dar când ajungi să angajezi un jurist în aceeași primărie, la salariu de 2600-2400 de lei, nu găsești și ne pomenim în situația când primarul trebuie să fie și jurist și specialist în atragerea investițiilor și toate. Încercăm și noi să creăm diferite organizații. Acum suntem implicați într-un proiect cu Fondul pentru Tineri, prin intermediul acestui proiect să le organizăm tinerilor din orașul Drochia diverse traininguri, seminare pentru a le aduce la cunoștință posibilitățile care ar fi. Avem prin intermediul Consiliului Local, în bugetul local, la capitolul taxe, impozite și taxe, am introdus, avem deja de 2 ani o prevedere că cei care inițiază o activitate economică în orașul Drochia sunt scutiți, jumătate de an sunt scutiți de taxa locală pe domeniul respectiv, adică în oricare domeniu își inițiază o activitate economică. Încercăm, în măsura posibilităților, să implicăm și să-i stimulăm, să-i susținem atunci când se adresează, să-i susținem, să propunem care ar fi, dar iarăși noi avem foarte mult de lucru la capitolul respectiv, începând cu infrastructură, cu propuneri economice, pentru că și chiar și agenții economici mai mari care își deschid fabrici sau se ciocnesc și la noi de problema care a spus domnul primar anterior, dacă mă refer la capitolul specialiști, noi avem o foarte mare criză de specialiști, pentru că am avut un exod masiv a cadrelor, a profesioniștilor din țară și acum și noi ne pomenim de situația când, începând cu medici, profesori și așa mai departe, noi la fel, dar dacă ne referim la domeniul în construcțiilor sau a specialiștilor, chiar și specialist pe excavator sau pe grader, noi nu putem să găsim astăzi, că la fel, toată lumea a plecat peste hotare în sensul și în speranța că pentru un trai mai bun. Sperăm și noi că se va rezolva și la noi această problemă. Vă zic, în decembrie în orașul Drochia s-a deschis o fabrică din România în orașul Drochia și astăzi se ciocnesc de situația că nu au oameni care să lucreze, așa și-au spus. Noi nu ne-am gândit că o să ne ciocnim de asemenea problemă, dar totuși aici încă mai este o problemă că și salariile, chiar și cei care se deschid, care vin de peste hotare și deschid o activitate economică la noi în țară, încă oferă salarii foarte mici și lumea nu vrea să lucreze, pentru că la noi mai este și factorul că mai bine stau ca șomier la bursă și primesc o indemnizație mai bună decât salariul care ar fi să-l primesc de acolo de unde voi lucra. Deci urmează să vedem ce va fi și la noi, luând ca exemplu ceea ce se întâmplă în România astăzi. Domnule Călestru, mi-a apărut o întrebare, vreau să vă adresez chiar în clipele acestea, dacă există posibilitatea de a iniția incubatoare de afaceri pentru tineri care ar putea să îi stimuleze a deveni antreprenori, anume prin proiecte de parteneriat public-privat în localitățile din Republica Moldova. Dacă este reală, în general, o asemenea activitate? Ați atins o temă destul de interesantă. Inclusiv și în România am încercat să vedem dacă există așa cursuri de formare pentru tineri în domeniul antreprenoriatului, pentru proiectele de parteneriat public-privat, și nu prea sunt.
asta este o problemă. Este un, în engleză există cuvântul care se numește gap, da? El înseamnă o gaură, deci un gol care există și în domeniul financiar-economic din Republica Moldova și din România. Pentru că, pe de o parte, nu există produse financiare care să fie oferite de către structurile de finanțare, aici vorbim de bănci, societăți comerciale, ce oricum și oferă împrumute. Pe de altă parte, nu există cursuri de formare și specialiști, iar pe de altă parte, nici nu există cultură, pentru că nu există piață. Și atunci, provocările complexe au nevoie de soluții complexe. Și chiar și dacă o instituție mică, mare, precum este Institutul Votare și Expertiza Proiectelor, care încearcă să promoveze acest subiect, mulțumim și partenerilor pe acest care vorbim de EcoFM, mulțumim cu mare drag, mulțumim noastră, stimați primari, că acceptați de fiecare dată să participați în cadrul interviurilor pe care încercăm să le realizăm, anume pentru a atrage atenția la acest subiect, dar este puțin. Este nevoie de soluții complexe pentru ca subiectul parteneriatelor publice private să nu fie promovate doar la nivel declarativ, da, este nevoie, dar să fie și măsuri concrete. Și camerele de comerț să aibă în amalgamul de posibile proiecte de inițiere de afaceri, proiecte de parteneriat public-privat, ca băncile să aibă în rubrica de chestionare BIFA, atunci când iau credite persoanele, nu doar pentru afaceri, dar și pentru parteneriate publice-private, atunci când tinerii merg la o facultate, să nu aleagă doar MBA, Master of Business Administration, dar să aibă și PPP-uri, deci business-ul cu publicul, deci cu statul, pentru că taxele este un business. Haideți să o recunoaștem. Deci, de ce toată lumea, mă scuzați, civilizată, bara dezvoltată, o face, face un business pe asta și o face transparent. De ce să ascundem? Deci, sorry, deci timpul sovietic a trecut, sex și WC-ul existau și, nu știu, nu-i se vorbea, dar tot se făceau. Deci asta e. Este exact același lucru și acum. Este o impresie că, nu știu, precum Strauss-ul. Da, deci, avem ce avem. Deci, toți s-au ascuns că tema nu există, dar ea există. Și atât timp cât noi o vom face, că vom face față că ea nu există, vom avea de pierdut. Și dacă vedem ce se face în celelalte țări, în Africa, când eram la un forum investițional, erau nemți care spuneau că pentru noi Africa este paradis investițional. Și noi, asta încă era în 2012, și atunci când noi am întrebat de ce, ei nu au nimic. Și acolo poți să faci parteneriate publice-private, începând cu autostrăzi, cu iluminare, cu electricitate, cu gazificare, cu alimentare cu apă, cu canalizare, cu transport public, cu. Pentru că în afară de armată și taxe, privatul este mai bun. Trebuie să o recunoaștem. Este un mesaj, parcă ar fi de finalul emisiunii. A mai rămas puțin timp. Avem timp pentru acel mesaj de final din emisiunea de astăzi. Fiecare primar are timp să-și spună mesajul pentru ascultătorii EcoFM în ceea ce ține de parteneriate publice-private. Domnule primar Dragoș Victor Chitic, vă rog frumos să veniți dumneavoastră. În primul rând vreau să vă felicit pentru realizarea unei emisiuni cu astfel de tematică foarte importantă pentru comunitățile noastre. Vreau să-i felicit și pe invitații dumneavoastră, doamna primar Nina Cereteu, primar al orașului Drochia și domnul Iurie Calestru. Sunt convins că și aceste emisiuni vor contribui la dezvoltarea acestor parteneriate publice-private, care, într-un final, așa cum s-a spus de către toți vorbitorii, joacă un rol foarte important în dezvoltarea comunităților. Sper eu ca împreună să reușim să tragem un semnal de alarmă și cei care trebuie să decidă la nivel legislativ să realizeze o legislație favorabilă pentru stimularea acestor tipuri de colaborări și sper eu ca într-un viitor apropiat să putem vorbi despre dezvoltarea parteneriatului public-privat atât în România cât și în Republica Moldova. Vă mulțumim mult, domnule primar, doamna Cereteu.
Vreau și eu să vă mulțumesc și pentru invitație la emisiune și domnului primar de Piatra Neamț. Mulțumim pentru emisiunea, pentru intervenție în emisiune, o emisiune foarte interesantă, dar iarăși ne întoarcem la realitățile noastre și aceste emisiuni pe tematica parteneriatelor publice-private sunt foarte bune, dar ar trebui să fie auzite și de cei care au un rol decisiv în realizarea lor, adică conducerea țării, parlamentul, care ar putea să se implice și ar trebui să se implice ca aceste parteneriate publice-private să fie viabile, să fie reale și să nu fie, din păcate, sub ele camuflate interese sau alte, cum din păcate noi avem experiența negativă. Poate atunci ar crea o, nu că speranță, dar ar încuraja mediul de afaceri ca să se implice activ și să-și dorească aceste parteneriate publice-private, să vină cu mai multe propuneri și cu mai multă inițiativă. Sperăm că în viitorul apropiat vom avea și noi această bază legală și aceste parteneriate publice-private care ar duce într-adevăr la o dezvoltare reală a localităților și, într-un final, a Republicii Moldova. Timpul rezervat emisiunii a expirat. Am avut invitații în studioul EcoFM pe Nina Ceretiu, primarul orașului Drochia. La fel am avut și pe primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Victor Chitic, și pe Iurie Calestru, director IDEP Moldova. Vă mulțumim mult pentru vizita din această dimineață și sperăm că vom fi auziți de mai mulți ascultători, vom fi auziți de mai multe oficialități, astfel încercând să dezvoltăm localitățile pe care, în care trăim și care le avem. Vă mulțumim mult și numai bine! Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.